Bună dimineața și bine v-am găsit, domnule primar, la primăria Comunei Roseți. Bună dimineața și bine ați venit. Domnule primar, ca de obicei, la primele ore, sunteți preocupat pe masa dumneavoastră, observăm documente, observăm atenție dată comunității, cetățenilor. Care sunt prioritățile zilei de astăzi, domnule primar? În primul rând, trebuie să vă comunic că nu sunteți la prima oră. La prima oră este că m-am trezit eu, ora 6. 6 fără un sfert, cam așa, ora la care eu sunt pe baricade. Bun. Ca pe ordine de zi, astăzi trebuie să mă găsesc sau să mă întrevăd cu câteva persoane, între care sunt doi proiectanți, un executant, de fapt și al doilea, unul care trebuia să-mi vină după data de întâi să-mi înceapă lucrările la rețeaua, la trama stradală, ce-a mai rămas. Și... Dar asta nu înseamnă că era în criză de timp. Nu, este în grafic, nu se pune problema. Dar îmi promisese că pe data de întâi el este prezent în Roseți. Cred că am un apără pe data de luni. Celălalt este cu anexa gospodărească de aici, de la primărie, care e în execuție și ați văzut, e pe terminate, adică suntem în fază de finisaj. Trebuie să mă găsesc și cu alte persoane legate de PUZ, de planul urbanistic zonal, treaba cu lotizarea pentru tineri. Deci am foarte multe trasee de făcut astăzi. Sper să reușesc până diseară. E prost că programul de multe ori e în alte instituții și să termină la ora 4:30, cum e normal, de fapt. Și noi stau la 4 și... Programul nostru trebuie să extindă un pic, că dacă vrei într-adevăr să rezolvi toate treburile. Sunt cazuri când nu poți să-ți rezolvi toate problemele prinse în program. În agenda de lucru și pot să vă arăt, am cuprinse toate problemele astea pe ziua de astăzi. Da. Plus că mai sunt probleme. Probleme cu cetățenii, sunt probleme cu funcționarii din cadrul aparatului de specialitatea primarului. Trebuie discutat cu dumnealor. Mai sunt și probleme de sănătate, cazul meu astăzi mă doare mijlocul, dar trebuie să le rezolvăm toate, uităm. Asta e viața. Domnule primar, începe anul școlar. Dumneavoastră, cum v-ați pregătit aici la Roseți? Tot ceea ce depinde de noi s-a rezolvat de mine și de școală. Am avut, trebuie să laud pe domnul director că e un om care îmi stă aproape și întotdeauna am reușit în fiecare an să fim gata, la termen. Problema mare este alta, că am întârziat cu lucrările, cu licitația sau evaluările la lucrarea de modernizare pe care o avem pe nedele, și care e necesar automat. O altă problemă este faptul că sala de sport nu s-a început și o să începem iar un an de cursuri și tot anul o să mergem tot în aceea sală de clasă și o să facem această activitate de sport, o să o facem în acea sală de... Deci în spațiul s-a restrâns. Și v-am mai spus, întotdeauna sunt probleme atunci când au loc... 2 ore de educație fizică a 2 profesori în aceeași sală. Dar poate o să începem și lucrarea asta și o să o definitivăm. E vorba de sala de sport. Terenul de sport așteptăm să vedem ce ni se comunică, să ne dea rezultatul și începem, s-ar putea ca luna viitoare să înceapă lucrările și acolo. Suntem pe calea cea bună și da. Dacă au mai fost întârzieri, este din cauza noastră și din cauza legislației, care e atât de stufoasă și nu ne permite să facem pași în plus. Deci sunt anumite termene și trebuie să le respectăm, că ăsta este adevărul. Chiar dacă problemele sunt rezolvate în sine, dar până când nu sunt studiate de cei care, de care depindem cu finanțarea, automat... Dăm o zi după alta. Și da. Asta nu e bine, dar ce să facem? Asta e legislația țării. Trebuie să o respectăm. Problema mai mare este că avem
un singur om la achiziții și la investiții și tragem toată lumea de el, pentru orice nimicuri și pentru orice creion trebuie să intri pe seat, trebuie să urmărești, să meargă toate, adică toate fazele. Și vă dați seama că asta necesită timp, n-ai decât un singur om acolo, e foarte greu. Ce n-aș face? Da, domnule primar... Să pot să am personal suficient și să fac în mai multe și nu știu ce. Apoi, pe urmă, vă spun sincer, probleme sunt și cu ăștia, și cu executanții. Nu din punctul lor de vedere, poate din punctul nostru de vedere și poate din punctul de vedere a celor, al furnizorilor, care nu întotdeauna nu întotdeauna respectă calitatea materialelor pe care ar trebui să o s-o vândă, să o pună pe piață. Și de multe ori cantitățile sunt uneori sunt mai mari decât norma republicană de consum. Deci, cu aceste probleme le știu oamenii care au mai lucrat în plan, știe despre ce e vorba, de multe ori te angajezi într-o lucrare, dar bine, nu le plâng de milă executanților, nu, Doamne ferește, nu. Dar da. Eu, care mai cunosc ceva și care am lucrat și în domeniu, știu despre ce e vorba, cu ce se confruntă și ei, dar nimeni nu-i deranjează ca termenele de execută sau graficul de execuție să nu fie cumva promovat pe o distanță mai mare. Dar nu-i interesul de a câștiga lucrările și nu știu ce. Pun termene mai mici și uneori nu sunt în stare să țină de ele. Nu s-a întâmplat la Rosez, dar văd într-altă parte care e problema și... Da, la Rosez nu. Știe că nu permit acest lucru și... Da. Bunăstarea localității Rosez, spuneați, domnule primar, că se datorează și producătorilor agricoli, crescătorilor de animale. Cum evaluați anul agricol acesta, mai ales din prisma ajutoarelor date de guvern pentru creșterea producției agricole, pentru irigații, pentru programele de agricultură? Îmi puneți întrebarea ca și cum ați fi membru de partid în PSD-ul ăsta. Dar o puneți bine totuși și e bine potrivită, mai ales pentru localitatea noastră. Nu cred că există un agricultor care să nu simtă ajutorul pe care guvernul l-a dat. Domnule, într-adevăr, s-a făcut tot ceea ce s-a putut pentru agricultură. Și, într-adevăr, s-a făcut. Ceea ce îmi dă speranța că e una din ramurile economice ale României care vor prospera în continuare. Pentru că avem acces la gama de utilaje necesară pentru executarea tuturor lucrurilor la timp și bine. Problema este alta, că și acum, la ora asta, mai stăm la mâna naturii. Doamne, Doamne, de multe ori nu ne servește cu ploi la timp și ne întârzie cu lucrările. Sau eu știu... ploile sunt atât de abundente încât sunt peste pe ce ne este necesar. Bine, în condițiile astea nu poate să intervină nimeni, absolut nimeni. Dar în celelalte condiții, când seceta este pe capul nostru și e foarte puternică, atunci se poate interveni dacă ai irigații. S-a investit destul și în acest sens și se pare că la noi cât de curând vor începe lucrările pentru zona baltă, Călărași-Râul. Avem tot interesul ca acolo să meargă treaba bine și lucrările să desfășoare așa cum trebuie. Inclusiv beneficiarul de bază, care este Cerdorna, eu cred că așteaptă cu disperare începerea lucrărilor și executarea lor. Anul ăsta s-a dovedit că balta, prin aportul freatic, da, s-a dovedit, a obținut cea mai bună producție de grâu, de apăioase, cele mai bune rezultate. Se pare că și la porumb va obține. Deci, au fost zone în care s-au obținut 8.000 de kilograme de grâu, au fost zone unde s-au obținut numai 6.000 sau 5.000. Vedeți după cum a plouat.
în zona Călăraș și zona Modelu și Roseți, a plouat totuși. În zona Dichisenului, că această baldă întinsă pe suprafața administrativă a mai multor localități, nu prea a plouat. Și acolo producția e mai slabă. Dar aportul preiatic, fiind între cele două cursuri, Dunăre și Brațul Borcea, a stimulat totuși ca să nu seceta să nu aibă o mare, mare influență. În terasă, în schimb, rezultatele au fost puțin mai slabe. Au fost totuși bune, dacă erau aceste rezultate pe timpul înainte de Revoluție, erau eroi ai muncii socialiste, sau cine știe, agricultorii socialiste. Acum, o producție de 5.000, de 6.000 de kilograme nu e o producție mare. Ceva normal. E o producție chiar proastă. Și anul ăsta, în jurul la 6.000 de kilograme de cereale, adică de cereale păioase, la hectare, o producție mică. Și totuși, îmbucurătoare pentru fermierii din terasă, deoarece condițiile atmosferice nu le-a permis mai mult. Dându-și, cu toate că și-au dat silința să execute lucrări, să semene la timp și nu știu, a fost necesar să întoarcă mai ales cultura de rapiță, ceea ce i-a defavorizat în punct de vedere financiar. Asta e situația, ce să faci? Oana este mai bună, oana este mai prost, atunci când stai la mâna naturii, asta este, n-ai ce face. Da. Dar cu timpul noi sperăm ca să rezolve treburile astea și măcar sper ca în terasa 1, terasa 1 a Dunării să fie executate lucrările de irigații la loc. Măcar atât. Și deci comuna noastră, aflându-se în această zonă, sper să fie toată irigată până la urmă. Dar asta trebuie să-și dorească și agricultorii, nu numai da. Eu. Domnule primar, guvernul. Guvernul a făcut tot ce s-a putut face omenește, mai mult de atât nu s-a putea face. Problema este alta. Problema este cu crescătorii de animale și îndeosebă. Atât ovine cât și bovine. Nu știu dacă știți, kilogramul de carne în viu de vită e în jurul la 4 lei. Nu știu pe piață cât e, dar sper să fie în jurul la 20 de lei, deci de 5 ori mai mult, cine e hoțul și cine e păgubașul, nu știu, dar vă dați seama, unul crește și îngrijește și numai el știe cum o scoate la capăt și unii dar profită. Bun. Al doilea, carnea de porc a ajuns la 10 lei, kilogramul, carcasă, iar aceeași problemă pe care v-am spus-o, dacă stau să mă gândesc cine câștigă, dumneavoastră faceți socotelile, așa, și o altă problemă e creșterea oilor. Știți că comuna noastră predominant să crește oaia și nu sunt puține. La ora actuală avem în jurul la vreo 12.000 de oi. Mi-aduc aminte, pe timpul lui Ceaușescu eram, piața întotdeauna era sâmbăta și lumea acaparată de crescătorii de animale de roțeți. Și dumneavoastră știți acest lucru, nu vorbesc prostii sau nu mă laud. Bun, sunt oameni gospodari. Ia vă dați seama dumneavoastră, deci carnea de miel se vinde în jurul la, să zic, sacrific. Melul s-a preluat în viu cu 11 lei sau 12 lei, maxim. Și pe piața externă se vinde, nu știu care e prețul, dar se pare că e de vreo 4 ori mai mare. Altă ori, deci nu se există posibilitatea ca, eu știu, aceste produse să colecteze și de acolo să găsească un sindicat să formeze ceva, în așa fel încât toate produsele astea animaliere să aibă, până la urmă, prețul respectiv. Lâna. Lâna înainte era cea mai bună resursă de venit pentru crescătorii de oi. La ora actuală e bătaie de joc. Indiferent, chiar subvenția pe care o dă guvernul și nu am înțeles. N-am înțeles. Și atâta lână în România. De ce n-am... Unde sunt acele... Unde e industria de prelucrare a lânii? Unde este?
N-am înțeles. Cine și-a dorit să o desființeze? Că era foarte bine pus la punct. Industria de pelărie era foarte bine. Cine și-a dorit să o desființeze? Aia care și-a dorit să o desființeze, această industrie, să o facă la loc. Pe cheltuiala lor, nu mă interesează, dar trebuie să o facă la loc. Eu așa cred că este normal. Cine a avut interes să o desființeze? Economia asta, industria asta. Și să dorește în continuare, să dorește în continuare ca, eu știu, pur și simplu, mâine, poimine, să nu știm cum arată un animal, un porc sau o vacă, decât poate în grădina zoologică. Da, carnea ne să ne fie adusă din prin Olanda și în alte părți. N-am înțeles. Cine își dorește acest lucru? Ce tot găsim? Nu găsim soluții împotriva pestei? E, pă, dracu, cum să nu găsim? Dar să găsim! Domnule primar, la Roseți, continuați lucrurile bune, lucrurile din programul de guvernare al PSD și oamenii sunt mulțumiți de activitatea dumneavoastră. Așa cred. Veți candida în viitor ca primar la Roseți, înțelegem, oamenii au cerut am asta. Am două variante, am și Călărașul. Vrei și la Călăraș. Am glumit. Da. Ce puteți spune locuitorilor de aici, de Roseți, la finalul? Ce să le doresc? Sănătate? Și să fie siguri și convinși că ceea ce ne-am promis vom duce la bun sfârșit și facem tot ce trebuie. Și le promit eu că dacă găsesc înțelegere, se va promova și proiectul ăla cu gazele și cam terminăm pacii cu infrastructura mare. Rămâne probleme de întreținere, de exploatare, de... alte probleme. Dar problema cu... deci, s-ar acoperi. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Acest PNDR, acest program al guvernului ăsta, PSD, a fost grozav. Și a adus, și a atins scopurile în toate punctele de vedere. De multe ori, asta îmi pare rău, că se evaluează performanțele acestui guvern numai de pe, eu știu, de la un anumit nivel. Discutăm mai de autostrăzi, discutăm nu știu ce, dar nimeni nu s-a gândit că trebuie cumva rezolvată și problema comunelor și localitățile de mediu rural. Nimeni. Singurii care, într-adevăr, am cerut și am solicitat și, într-adevăr, și guvernul ăsta a fost alături de cerințele noastre, a fost Asociația Comunelor din România. Credeți-mă că această organizare și asociația orașelor și a municipiilor, toate aceste asociații nu doresc decât binele cetățenilor din localități, din România. Nu altfel. Deci tot ce ia să cere și dacă un guvern ține legătura și este aproape de aceste formații, deci de aceste asociații, vă spun că treburile în România vor merge foarte bine. De ce? Noi suntem singurii oameni care cunoaștem într-adevăr dorințele cetățenilor. Suntem singurii. Celelalte probleme, nu vedeți dumneavoastră că de toate tot primarul se ocupă. Chiar ieri am avut o discuție la Inspectoratul de Poliție și cu domnul prefect și cu... Țin să vă spun că peste tot se dorește acest lucru. Dar liniștea și ordinea publică într-o localitate este, cum să vă spun, este datoria și obligația primarului, nu altora. Deci să fie clară treaba, trebuie să se recunoască acest lucru. Poliția locală, jandarmeria sunt verigile prin care noi menținem liniștea și ordinea publică. Dar de întrebat, noi suntem primarii. De fapt, de toate suntem întrebați. Și de sănătate, și de educație, și de curățenie, de toate. Dacă stăm să ne gândim, primarul trebuie să știe de toate.